Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Astăzi discutăm despre instituția Avocatul Poporului, cine este această instituție și ce atribuții are. Ne vorbește despre toate acestea, dar și despre activitatea instituției ca și birou teritorial de lucru din Brașov. Coordonatorul acestuia, vorbim cu doamna consilier Cornelia Cor, pe care am invitat-o în studio. Bine ați venit! Bună ziua și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu aici. Nu ne-am mai văzut de câțiva ani. Suntem onorați de invitația dumneavoastră și dorim să vă mulțumim pentru găzduire, pentru că suntem o instituție care lucrează în interesul cetățeanului. Avem drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile administrației publice. Și nu puține, sunt convinsă, au fost cazurile, spețele pe care le-ați, petițiile pe care le-ați primit și de ce nu spețele pe care le-ați rezolvat până acum. Doamna Cornelia Cor, vreau să-mi dați câteva exemple, dacă puteți să ne spicuiți ceva de anul trecut, din ce ați primit și ce s-a rezolvat. Sigur că da. Activitatea biroului teritorial Brașov a fost și anul trecut una vastă, numeroase sesizări au ajuns la noi. Am avut foarte multe anchete, 44 de anchete. Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat în 90 de cazuri din oficiu. Am avut la fel peste 400 de audiențe. Continuăm să venim în sprijinul cetățenilor. Rolul meu aici este azi de a invita, de a adresa o invitație și cetățenilor din orașul Făgăraș și din zonele limitrofe, de a apela cu încredere la instituția Avocatul Poporului. Deși sesizările din partea cetățenilor din municipiul Făgăraș nu au fost foarte multe. Să uităm că serviciile sunt scutite de taxă, am putea da, spune deci și orice acest demers, lucru. Orice demers al instituției Avocatul Poporului de soluționarea unei petiții sau prezența cetățenilor în audiențe, toate aceste demersuri sunt gratuite, nu există niciun fel de taxă. Având în vedere atribuțiile noastre, faptul că intervenim în relația aceasta dintre cetățean și autoritate publică în interesul cetățeanului, apărăm drepturile persoanelor fizice, poate că unii se întreabă ce înseamnă sau la ce autorități putem să intervenim. Putem să intervenim în ceea ce privește încălcarea drepturilor persoanelor fizice prin acte sau fapte administrative, fie că vorbim de actele primăriilor, de instituția prefectului, de diferite comisii. Avem comisii de reconstituire a dreptului de proprietate, multe petiții vin din zona aceasta, chiar și din zona Făgărașului am avut și la primăria Comunei Voila. Petiții care au fost analizate în contextul unor posibile încălcări ale dreptului de proprietate privată. De asemenea, putem interveni în cazul în care cetățenii reclamă încălcări ale drepturilor săvârșite de către case de pensii. La fel, un domeniu vast în care primim foarte multe sesizări de la cetățeni, fie că vorbim de lipsa de comunicare a unor documente necesare cetățeanului, fie că vorbim de încălcări ale unor prevederi legale în adoptarea deciziilor de pensii. Să nu uităm că acestea au o procedură specială și în cazul în care nu putem interveni, măcar informăm cetățeanul cu privire la modalitatea prin care poate contesta legal acea decizie de pensie. De asemenea, am mai avut cazuri tot la casa de pensii în care cetățeanul se prezenta cu avea o decizie definitivă, iar casa de pensii întârzia să o pună în executare și aceste petiții intră în domeniul nostru de activitate. Deci, în funcție de autoritatea publică pe care cetățeanul o reclamă, noi putem să intervenim. Nu în ultimul rând, dacă stau bine să mă gândesc, a soluționat câteva cazuri extrem de importante pe zona Făgărașului. Vorbesc aici și despre ancheta aceea pe care ați desfășurat-o la centrul de plasament din orașul Victoria. Deci, iată, vă ocupați și de problemele minorilor. Sigur că da, în cadrul instituției Avocatul Poporului funcționează și acest departament care se ocupă de protecția și protejarea drepturilor copilului. Este cunoscut sub denumirea de Avocatul Copilului, chiar și la biroul teritorial Brașov există o persoană angajată care se ocupă strict de acest domeniu.
Și în acest sens, foarte multe sesizări au fost făcute de colega mea pe domeniul apărării drepturilor copilului, au fost făcute vizite, anchete. Știm că în ultima perioadă, rămânem puțin la ceea ce înseamnă drepturile minorului, în ultima perioadă s-au văzut pe posturile naționale numeroase cazuri în ceea ce privește abuzurile ce se comit asupra minorilor și dacă ne oprim la câteva dintre ele, dacă vorbim despre școală, spre exemplu, dacă puteți să-mi dați câteva exemple, ceea ce înseamnă, să zic, situațiile în care sunt puși copiii la școală. Au fost numeroase situații în care avocatul copilului s-a sesizat. De fiecare dată au fost comunicate și public aceste informații. Vă pot aminti niște cazuri în care, spre exemplu, la centrul de plasament Dacia au fost publicate în presă niște reclamații legate de lovirea unui minor. Nu știu dacă vă aduceți aminte, au fost publicate în presă niște imagini tulburătoare cu un copil lovit cu un bici. Situație în care avocatul poporului a efectuat o anchetă ce a fost urmată și de o recomandare, adică în momentul în care am constatat anumite nereguli, acestea au fost cuprinse în cadrul unei recomandări transmise centrului de plasament, recomandare care a fost însușită în mod favorabil, adică s-au luat măsurile pe care avocatul poporului le-a propus. Au mai fost și alte cazuri, însă refuzul părinților de a-și vaccina copiii și la un moment dat anumite școli nu-i primeau, da, sau anumite grădinițe. Deși legea nu prevedea la momentul acela și nici acum, este doar un proiect, nu prevede obligativitatea vaccinării. Mi-aduc aminte de acel caz, a fost acum câțiva ani, când minorul nu era primit la grădiniță datorită faptului că nu avea acel carnet de vaccinare. Legea la momentul respectiv nu obliga părintele să-și vaccineze minorul, astfel că a fost un abuz din partea instituției respective de a refuza primirea minorului în comunitate. În altă ordine de idei, dacă vorbim despre administrațiile publice locale, în raport cu relațiile pe care le au vis-a-vis de cetățenii care plătesc taxe și impozite, puteți să-mi dați câteva exemple ce ar putea, să zic așa, deranja pe cetățeni? Mai întâi aș vrea să vă întreb eu, au fost nenumărate cazuri, vorbesc aici de Țara Făgărașului, în sate, privind acordarea titlurilor de proprietate, da? Și aici mulți oameni au refuzat să ia în, de bun cadastrarea pusă, să zic, în față de primăria respectivă. Da, au fost situații în care cetățenii au reclamat întârzieri în soluționarea acestor cereri, fie că nu se puteau folosi de terenurile pe care le aveau, fie că nu cunoșteau amplasamentele sau au fost semnate în trecut acele procese verbale fără ca petentul să fie prezent la efectuarea măsurătorii. De asemenea, au fost reclamate tergiversări în înaintarea documentațiilor către instituția prefectului în vederea emiterii titlurilor de proprietate. Însă în fiecare caz am intervenit punctual și acolo unde au fost identificate probleme am încercat să ajungem la o conciliere cu autoritatea publică locală și cu petentul, pentru că de obicei în momentul în care instituția Avocatul Poporului face o anchetă, de multe ori invităm petentul la masă cu autoritatea publică și încercăm să găsim o soluție legală și care să răspundă și intereselor cetățeanului. La Făgăraș ați rezolvat anul trecut o problemă cu acea clădire aflată vis-a-vis de primărie, situată în centrul orașului. Dacă puteți să ne dezvoltați și acel subiect. Da, ne-am sesizat din oficiu după ce în presă a fost publicat un reportaj în care era prezentată situația dificilă cu care s-au confruntat locatarii din cadrul imobilului de pe strada Republicii numărul 27. La momentul la care tavanul scării s-a prăbușit, chiar în presă era prezentat faptul că, având în vedere că acest lucru s-a întâmplat noaptea, nu a fost rănită nicio persoană. Moment în care instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, ne-am adresat primăriei municipiului Făgăraș, pentru că în acel articol și reportaj era prezentată situația că acest imobil aparține în întregime primăriei Făgăraș. Ni s-au comunicat documente din care rezultat că acel imobil este doar în parte proprietatea primăriei, în acea curte existând și alți proprietari.
Însă vreau să vă spun că lucrurile s-au soluționat foarte repede, în sensul că la primărie au fost convocați toți proprietarii imobilului, s-au stabilit exact lucrările care se impun a fi efectuate tocmai pentru prevenirea unor astfel de situații în viitor și s-au stabilit de asemenea cheltuielile ce revin acestor proprietari în vederea soluționării situației. Având în vedere că primăria este coproprietar, da. Da, acolo în centru. O altă situație gravă și știu că iarăși s-a rezolvat cu ajutorul dumneavoastră. Foarte mult timp Făgărașul s-a confruntat cu lipsa ambulanțelor. Vorbesc aici de spitalul Făgăraș. S-a întâmplat atunci o tragedie. Un om a decedat din cauza că nu erau ambulanțe. Da, mi-aduc aminte cazul despre care spuneți, însă știu că la acel moment ne-am sesizat din oficiu. Au existat anumite neconcordanțe între ce a publicat presa și care a fost situația reală. Însă vreau să vă dau exemplu un alt caz. Ne-am sesizat anul trecut tot după ce a fost publicat un articol în presa din orașul Făgăraș, prezenta lipsa medicilor în cadrul substației de ambulanță Făgăraș, deși erau mașini noi primite, nu existau suficienți medici. La data respectivă, în urma verificărilor, s-a constatat că existau două posturi de medici în normativul substației de ambulanță Făgăraș, însă doar unul era ocupat, celălalt fiind vacant, însă domnul manager ne-a comunicat documente din care rezulta că, deși s-a organizat un concurs pentru ocuparea acestui post, nu s-a prezentat niciun candidat. De asemenea, ni s-au prezentat documente din care rezulta că la momentul la care a fost publicat acel reportaj, existau 4 medici care asigurau continuitatea activității pe linie de gardă, având contracte de muncă încheiate, iar ulterior demersului nostru a mai fost încheiat încă un contract cu un medic, astfel că la data, în luna aprilie, dacă nu mă înșel, existau 5 medici care asigurau linia de gardă în municipiul Făgăraș pentru serviciul de ambulanță. Din acest punct de vedere, ceea ce înseamnă servicii medicale până la urmă, sigur că da. Se discută și de competența medicilor, se discută și despre cazurile de malpraxis la un moment dat, sau despre lipsa medicilor, dacă vorbim despre zona Făgărașului. Sigur, am avut și astfel de sesizări. Am intervenit și pe partea aceasta în domeniul medical, sanitar. Vă pot da un exemplu de anul trecut, în luna decembrie. Am avut mai multe sesizări din partea unor persoane și vorbesc aici de Spitalul Județean Brașov, nu au venit de la Făgăraș. Persoane care s-au prezentat la serviciul de primiri urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean Brașov reclamau faptul că au fost trimiși către medicul de familie în vederea obținerii concediului medical. Vorbim aici de situația unor pacienți cu membre fracturate, cu plăgi realizate prin strivire, adică care au o libertate de mișcare limitată. Ceea ce reclamau cetățenii, pentru că în cazul ăsta chiar își cunoșteau drepturile, era faptul că medicii din cadrul UPUS Murd Brașov nu au respectat prevederile legale conform cărora, în cazul unor urgențe medico-chirurgicale pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se acordă de către medicul care a asistat urgența. Medicul care a asistat urgența poate fi medic de familie, poate să fie medicul de la camera de gardă, medicul din cadrul ambulatorului de specialitate, medicul de la un centru de permanență, respectiv chiar și medicul de pe ambulanță. Este vorba de acel concediu medical de 5 zile calendaristic care se dă în cazul urgențelor medico-chirurgicale. Iată că intervenția noastră s-a finalizat cu emiterea unei recomandări prin care avocatul poporului a solicitat domnului manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență să ia măsuri pentru aducerea la cunoștință către medicii care activează în cadrul secției UPU Brașov a prevederilor legale în vederea respectării drepturilor pacientului. Tocmai asta reclamau pacienții care ni s-au adresat, că sunt puși pe drumuri, un pacient care avea piciorul în gips, vă dați seama, este dificil să pleci de la Spitalul de Județean Brașov, să te duci la medicul de familie, să-ți dea concediu medical în condițiile în care medicul din cadrul spitalului putea să-i dea acest concediu medical. Deci am avut activitate și avem și în acest domeniu pentru că apar tot felul de situații.
Și apar foarte multe situații, vreau să discutăm și despre această categorie, referindu-mă aici la persoanele cu dizabilități. Sigur că da. Și aici ar putea exista anumite situații, nu? Ați avut Sigur. Plângeri din acest punct de vedere? Mă refer la Brașov sau în zona Sigur că am arondată avut. Brașovului. Sigur că am avut. În cazurile în care cetățenii s-au adresat pe partea aceasta de servicii sociale am avut petiții, cazuri în care am intervenit punctual. La fel au fost numeroase solicitări și pe partea aceasta de informații, cum se contestă un certificat de încadrare în grad de handicap. Am mai avut cazuri pe pensie de invaliditate. La fel, ni se solicitau informații legate de constituirea dosarului, de faptul că au existat niște întârzieri în emiterea acestor decizii, moment în care am intervenit și au fost soluționate favorabil. Și nu în ultimul rând, această categorie, zic eu, care așteaptă întotdeauna la cozi, care așteaptă la ghișee, vorbim despre pensionari. V-ați Sigur confruntat da. Și cu astfel de petiții, nu? Da, sunt persoane vârstnice care se adresează, care vin în audiență, formulează petiții. Aici întâlnim diferite încălcări. Ne pot sesiza și pe drepturi de proprietate. Spre exemplu, am avut un cetățean care avea un teren ce nu i-a fost restituit în județul Mureș. În momentul în care s-a prezentat la birou, ne-a prezentat situația, dânsul nu avea niciun demers făcut în ultimii ani, astfel că i-am sugerat, l-am sfătuit ce are de făcut, că trebuie să reia aceste demersuri cu primăria, să vedem în ce stadiu se află acest dosar de reconstituire al dreptului de proprietate. Bineînțeles că cetățenii care reclamă, care sunt din județul nostru, județul Brașov sau județul Covasna, și reclamă încălcări ale drepturilor lor de către autorități din alte județe, nu este necesar să se ducă în județul respectiv să depună o sesizare la primărie, ci pot transmite chiar prin scrisoare plângerea lor, o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, iar pentru noi, în vederea reținerii spre soluționarea petiției, este suficient să ne anexeze numărul, copia confirmării de primire sau, dacă a fost cineva și a depus, eu știu, un mandatar petiția, copia numărului de înregistrare. Pentru că petițiile care se adresează avocatului poporului, noi le solicităm cetățenilor să fie făcute în scris. Nu este o problemă dacă un cetățean, eu știu, este în imposibilitate de a se adresa. Ne poate comunica telefonic, ne poate contacta telefonic și noi în momentul acela putem completa o fișă de dispecerat. Dar, de regulă, cetățenii care se pot deplasa, care au ușurință în a scrie, le solicităm o petiție scrisă. E foarte important ceea ce spuneți acum, pentru că pe final de emisiune asta vreau să discutăm. Ar fi de bun augur dacă ați reveni la Făgăraș. Făgărășenii și cetățenii din țara Făgărașului care privesc această emisiune, e important de știut că îi vom anunța la momentul oportun, momentul în care dumneavoastră veți hotărâ să veniți la Făgăraș. Nu se poate întâmpla așa cu una, cu două. E nevoie de mai multe cazuri pe care dumneavoastră le puteți soluționa, să veniți în întâmpinarea cerințelor cetățenilor. Sigur că da, noi putem să reluăm acest program de audiență în municipiul Făgăraș. Dorința noastră ar fi ca cetățenii să ne sesizeze, să ne scrie, să ne contacteze în acest sens și să ne spună că doresc să reluăm acest serviciu, pentru că, nu știu dacă vă amintiți, în anul 2015, când am fost la noastră în emisiune, nu prea erau, adică veneam de multe ori și nu erau cetățenii înscriși la audiențe. Însă dacă există această solicitare din partea cetățenilor din zona Făgăraș, din Făgăraș, noi vom relua cu drag acest program de audiențe. Tot la primăria Făgăraș, sigur ca că și da. Până acum? Da, o să încercăm să luăm legătura cu domnul primar. Am și luat deja inițial o primă legătură. Să vedem acum dacă și din partea cetățenilor vor fi solicitări în acest sens. Până atunci, însă, cetățenii se pot adresa cu încredere și Biroului Teritorial Brașov. Sediul nostru este în municipiul Brașov, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 23, bloc C7, camera 402. De asemenea, ne pot contacta pe adresa de e-mail a instituției avpbrasov@avp.ro, precum și la numărul de telefon 0268 471 100.
Dacă au nelămuriri, ne pot contacta telefonic și noi le dăm și toate informațiile necesare. Îi îndrumăm inclusiv în vederea completării unei petiții. Se pot adresa cu încredere. Așa să fie. Vă așteptăm în continuare cu noutăți legate de revenirea dumneavoastră la Făgăraș. Până atunci, mulțumim pentru prezența în studio și, cum spuneam, vă așteptăm. Mulțumim și noi foarte mult. Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție, toate cele bune!